S-a stins actorul Aurel Cioranu, maestrul zâmbetelor din Păcală și O scrisoare pierdută, a murit la 84 de ani. A părăsit scena vieții discret, așa cum a părăsit și scena teatrului. Se retrăsese de câțiva ani și își trăia ultimii ani alături de soția sa, care a fost alături peste 3 decenii. În urma lui rămân 10 de filme și piese de teatru în care a jucat alături de nume mari, precum Toma Caragiu, Dem Rădulescu sau Victore Benjuc. Da, vorba e o alegător, eu... apropitar. Eu pentru cine votez? E replica pe care milioane de români și-o amintesc. Puțini își amintesc însă cine a dat glas cetățeanului turmentat din O scrisoare pierdută. Nu mă zgudui. Aurel Cioranu rămâne un nume mare în istoria teatrului românesc, chiar dacă din conștiința multor spectatori s-a estompat în timp. Am făcut atâta oare, dar... Maestrul zâmbetelor s-a stins discret, așa cum a trăit. Tot timpul învăța, interpreta, în liniște. Nu au această calitate care a avut Aurel, a fi modest. Actorul care a smuls ropote de aplauze pe aceleași scene cu legende precum Toma Caragiu sau Dem Rădulescu se odihnește acum sub o cruce simplă. Singur. La capela de la marginea Bucureștiului nu era astăzi nimeni. Aurel Cioranu și-a ascuns durerea din ultimii ani. Trăia izolat, retrăind doar în gând momentele petrecute pe scenă. A fost prea bruscat, prea forțat să se plece, să intre în pensie de șoc, s-a retras. Dar a refuzat să mai comunice, a refuzat să mai dea jos din pat. A refuzat. De acum, în urma lui rămâne o replică celebră. Să spun de-a ta, fără Joițico, pentru ce votez? Ia că... Și ecoul a mii de aplauze. Un actor nu trăiește pentru o sticlă de whisky, trăiește pentru aplauze. Aia e cea mai mare mulțumire. Lasă, nu mai împupa mâna că se închide urna, la...